Bună ziua, suntem în Câmpina, suntem cu domnul Mădălin Focșa, ghid de turism al Câmpinei și suntem foarte aproape de punctul de informare turistică. Salut! Salutare, bine ați venit la Câmpina! Bine v-am găsit! Cum vedeți, e soare și frumos. Exact, cartea de vizită a orașului, pentru că suntem, după statisticile meteo, orașul cu cele mai multe zile însorite din an, în medie, din țară. Și vremea de astăzi e numai bună pentru o plimbărică. Deși azi dimineața a fost codul roșu de ploaie, da. De potop. Nu, și iată cât de superb este acum. Privitorilor nu le vine să creadă văzând soarele ăsta, că acum 2-3 ceasuri, hai, 5, așa, era potop și nebunie. Da. Bun, spune-ne cu ce ne atrage Câmpina? În afară de cartea asta de vizită însorită și primitoare, ar fi poveștile fascinante ale unui oraș care a avut o istorie bogată, putem spune cosmopolită, la o anume perioadă, să zicem acum vreun secol, și lucrurile astea au rămas cu ecouri și pentru orașul de astăzi. Este o, să zicem, putem aminti despre un alt record al Câmpinei, care era în anii trecuți de orașul cu cei mai mulți intelectuali, raportat la numărul de locuitori. Și, bineînțeles, e un oraș atractiv, cum vă spuneam și mai devreme înăuntru la noi la birou. Cred că printre orașele mici și medii ale României este clar cel mai fascinant Câmpina. Spune-ne de ce. Sau parte din istorie. Datorită poveștilor și, da, până la urmă, da, datorită specificului orașului ăsta. Așadar, e vorba de, îmi place mie să spun, două elemente care dau identitate și specific Câmpinei și care vin cumva din istorie, dar ecourile lor sunt până în prezent. Primul și cel mai vechi este faptul că aici a funcționat secole întregi vama, una dintre vămile țării românești cu Transilvania, respectiv regatul Ungariei. Fapt care a dezvoltat un sat medieval și l-a făcut să ajungă oraș prin tot comerțul generat de acest punct vamal. Era și un nod de căi de comunicație. Practic aici venea la Brașov drumul vechi al negustorilor brașoveni către Constantinopol, către Veliko Târnovo, capitala țaratului bulgar, și chiar aici, pe platoul de astăzi al Câmpinei, el se bifurca în două direcții. Una, v-am spus-o, spre Balcani, și cea de-a doua direcție era spre capitala Principatului Valah, Târgoviște, de la vremurile acelea. În fine, deci toată acest trafic comercial adus de punctul vamal, pentru că era vama a fost multe secole aici în Câmpina, pentru că era multă vreme a fost ultima așezare locuită înainte de graniță, care era pe crestele Carpaților. La începutul veacului al XIX-lea a ajuns traficul vamal, import-export, prin Vama Câmpina, cel mai mare de la toate vămile țării românești. Inclusiv depășise ca volum vămile de la Giurgiu, de la Brăila, de la Dunăre, cu portul, cu trafic spre Imperiul Otoman. Deci cea mai traficată vamă a țării românești la punctul ei de apogeu.
Și al doilea punct ar fi... Tot comerțul ăsta, deci a adus așezarea să ajungă oraș, okay, în secolul XIX. De fapt, ea practic era deja orășel încă din veacul al XVIII-lea, din epoca fanariotă. Asta e altă problemă, alt aspect. Și spre sfârșitul, în a doua parte a secolului XIX, a apărut al doilea element care Așa. Dă identitate orașului. Și anume o resursă a subsolului, aurul negru, da, cum îi spunem noi aici. Și din câte știm, aici a fost prima rafinărie a României, în Câmpina. Nu a României. Recordul ăsta este deținut de acea rafinărie de la bariera Ploieștilor a fraților Mehedințeanu, okay, epoca lui Cuza, să zic, chiar 1857. Dar la Câmpina s-a descoperit un zăcământ aflat în partea de sud a platoului. Pe baza lui au început exploatările mecanizate și aici a fost înființată prima schelă petrolieră din România, 1890. Adică Aha. primul grupaj de mai multe sonde, pentru că așa câte o sondă începuse să apară pe aici, pe acolo, și prin Moldova, și avem, nu departe de Câmpina, la Drăgăneasa, o sondă cu o poveste fabuloasă de pe la 1880, cu prima erupție, prima sondă eruptivă din istoria României, exploatată de Grigore Cantacuzino Nababul, marele bogătaș din Belle Époque. O lăsăm deoparte tema asta, dar oricum, e în zona de influența Câmpinei și povestea asta cu Drăgăneasa. Dar aici, cum v-am zis, s-au grupat primele sonde și s-a înființat prima schelă petrolieră. Okay. Era 1890. O poveste fascinantă cu un investitor, un industriaș al vremii, originar din Banat, care a venit aici și a făcut avere din petrol. A avut intuiția să cumpere fâșia de la sudul platoului, în care erau semnale de la geologii vremii că există în adâncime un zăcământ impresionant. A cumpărat-o de la principele Dimitrie Știrbei, mezinul ultimului domnitor al țării românești, deci Barbu Știrbei dinainte de Cuza, care deținea toată moșia Câmpina. Acela n-a avut inspirația să exploateze treaba. A venit acest Dimitrie Hernia, industriașul, care a făcut peste noapte avere și-a recuperat într-un timp foarte scurt investiția pe fâșia respectivă de teren. Erau vreo 300 de hectare, parcă. Și n-a apucat, el a murit până să se pună prima sondă. El exploata numai din puțuri, săpate manual, cu hecne, cu sistemul cu boi, vechi, cu cai. Așa. Da. Dar imediat după moartea lui, urmașii și inginerul Gheorghiu, care a fost tutorele copiilor lui, care erau încă minori când a murit el, s-au ocupat de afacere, au dezvoltat-o și au făcut primele sonde. În continuarea poveștii, am zis să ne apropiem mai mult de rafineria asta română, ca să aibă un context mai bun povestea. Să continuăm. Da. Așadar, moștenitorii lui Hernia au fost cei care au făcut primele sonde în Câmpina și a apărut, cum spuneam, în 1890 prima schelă petrolieră din România la Câmpina. Iar 7 ani mai târziu avea să se construiască rafinăria companiei Steaua Română. Steaua Română este cea care a cumpărat de la moștenitorii Hernia toate exploatările de la Câmpina, moșia cu sonde, cu așa mai departe. Și și-a construit lângă calea ferată dintre Telega și Câmpina această rafinărie în 1897. Suntem la interiorul centrului infoturistic, unde
avem o hartă și pe care o să discutăm puțin. Da, e vorba de amplasarea Câmpinei, e un oraș la intrarea în Subcarpați. Da? Câmpia română are un intrând în Subcarpați, chiar la sud, imediat, și practic Câmpia se prelungește cu terasa pe care se află orașul Câmpina. Vedeți în acest triunghi între văile Prahovei și afluentul ei Doftana se află platoul, terasa pe care s-a dezvoltat orașul. Noi la o altitudine de sunt 450 de metri pe dealul acesta la observator. Deci okay, platoul orașului e mai jos, pe la către 400 de metri, 400 și ceva de metri altitudine. Unde ne aflăm? Noi ne aflăm în o poziție centrală aici. Okay. Deci orașul s-a dezvoltat în special pe partea vestică a terasei Câmpina. Asta este partea veche a orașului, în jurul celor trei biserici tradiționale. Trebuie să spunem că ne aflăm la jumătatea distanței dintre capitală și Brașov. Da? Avem aproximativ 90 de kilometri și către capitală și către Brașov. Exact în punctul cel mai îngust, în zona cea mai îngustă a Subcarpaților, aici la Câmpina, practic pe Valea Prahovei e cea mai îngustă zona a Subcarpaților, în sensul că de la Câmpina la Comarnic, unde se intră deja în Carpați, în munte, nu sunt mai mult de vreo 30 ceva de kilometri. Sau nu, chiar mult, mai puțin. Bun, cam asta este cadrul natural. După cum vedeți, avem păduri est-vest, nord. E un platou însorit, ferit de vânturi, adăpostit de aceste dealuri din jurul orașului. E adevărat că alături, puțin la nord de oraș, în zona cartierului Câmpinița, a comunei Cornu învecinate și a orașului Breaza de peste Prahova, în această zonă, în acest areal, se pare că este cel mai curat aer. Tot așa un record al locurilor. Aer, unii îl comparau cu cel de la Davos din Elveția, lucruri de genul acesta. După cum vedeți aici pe hartă, avem și un element natural din domeniul hidrografiei, o salbă de lacuri pe direcție est-vest. Ele au fost lacuri naturale formate prin procese de tasare a scoarței pe aliniamentul unui zăcământ de sare, unui filon de sare, care în subteran e dizolvat de apă și atunci solul și pământul se tasează, s-au format aceste lacuri în vechime. Actualmente două dintre ele sunt chiar amenajate pentru agrement, lacul Bisericii și lacul Curiacul. Dar au mai existat și alte lacuri, de pildă în Câmpina, foarte puțin cunoscut, este lacul Peștelui, cel mai mare lac natural din întregul bazin al Prahovei. Da, cam asta e treaba cu cadrul natural al Câmpinei. Și putem să mergem mai departe, să vizităm orășelul în niște locuri interesante cu povești, să faceți cunoștință cu el mai de aproape. D-abia așteptăm. Unde ne-ai adus? Unde m-ai adus, bestie? Suntem în spatele nostru, se află o clădire construită în epoca războiului, în anii 40, pentru sediul din Câmpina al companiei Steaua Română, okay, cea mai puternică societate de petrol din Câmpina, din istoria Câmpinei, și una dintre cele două mari societăți împreună cu Astra Română, care au dominat istoria petrolului românesc până la venirea comunismului. Steaua Română și-a făcut aici sediu, practic reconstruind vechea clădire care pe la 1900 era chiar, din câte s-ar părea, conacul
acelui Dimitrie Hernia, pionierul petrolului câmpinean, de care vă povesteam. Și a cărui capelă ne-a arătat e aici aproape. Tot în zonă se află și o capelă funerară în stil bozar. Dacă vreți, mergem să o vedeți puțin. Este în paragină, dar din fericire va fi salvată pentru că primăria a preluat-o în grijă și s-a făcut proiectul pentru restaurarea ei. Este și a fost și clasată în lista monumentelor istorice în vederea reabilitării și o să fie unul din punctele viitoare de atracție turistică ale Câmpinei. Super. Tot aici în zonă, dacă ne uităm, este un parc natural aflat în fața conacului pe vremuri. Astăzi, mai într-o formă mai sălbatică, pe timpuri era foarte bine dichisit, să zic așa, în stil englezesc. Se vede după gărduleț, dar da. Ai spus că e mai actual gardul. Da, da. În fine, deci era parcul din fața sediului principal. Aici lucrau funcționarii și conducerea, inginerii, directorii, pentru că era practic era sediul Schelei și ulterior direcția tehnică a Astelei Române la Câmpina. A avut și clădirea asta o poveste interesantă, că s-a zdruncinat rău la cutremurul din 40. O să vă arăt imagini sau poate le punem pe montaj. Da. Cutremurul din 40 a făcut ravagii mari la Câmpina. A fost unul dintre orașele României cel mai puternic afectate. Așa, la nivel național, se cunoaște mai degrabă ce a făcut la penitenciarul Doftana, unde s-au prăbușit ziduri și au murit dintre ilegaliștii comuniști. Asta datorită propagandei făcute în epoca comunistă. Vai, Doamne, ce au murit săracii ilegaliști. Da. Dar și orașul a fost grav afectat, pentru că pe centru mai ales erau clădiri frumoase și aici sediul Stelei Române, zdruncinat serios, era etajat, drept pentru care au trebuit să-l demoleze și au reconstruit în acest stil. Dacă vă uitați așa, sunt elemente ale stilului modernist cu iz de-al arhitecturii, așa zis, fasciste, elemente la modă în Italia, care ne era aliat, pentru că eram atunci în alianță și cu Reichul, cu Hitler, dar și cu Mussolini. Și s-au făcut în acei ani, la Câmpina s-a construit foarte mult, inclusiv în acest stil, elemente oarecum de calitate, totuși, ca și curiozitate, așa vă pot spune că undeva în subsolurile clădirii încă se mai păstrează, eu nu le-am identificat, dar știu de la martori oculari, în paviment efigii cu svastica și lucruri de genul acesta. Deci îți dai seama, nici comuniștii n-au reușit să le distrugă. Undeva este și o plăcuță cu anul construcției, 1941, și arhitectul care a proiectat și clădirea asta și mai multe vile pe care o să vi le arăt pe partea aceasta. Erau vile pentru înalții funcționari, într-un stil tot așa foarte interesant. Era arhitect, unul din arhitecții societății, pentru că ei angajau arhitecți, erau arhitecți care lucrau numai pentru Steaua Română și așa mai departe. Clădirea este cumva în conservare, a fost cumpărată de una dintre companiile petroliere ale orașului, ale Câmpinei, și sperăm să reușească să găsească fonduri pentru recondiționarea ei și refuncționalizarea. Adică se pot face foarte multe, având o suprafață mare, au fost aici și tipografie, au fost multe. Am ajuns pas la pas pe strada Schelelor, pentru că toate la Câmpina au anumit sens. Da? Aici, practic, era oarecum marginea de nord a moșiei cu sonde,
a terenului petrolifer și începea orașul propriu-zis. Dacă ne uităm pe partea opusă, putem vedea una dintre superbele vile pentru funcționari, făcute odată cu acest sediu al Stelei Române, tot în 1941, același arhitect, Florica Dimitriu, o doamnă arhitect a vremii. Soțul era inginer la Steaua Română, ea lucra proiectele arhitecturale. După cum vedeți, elemente cu iz chiar mediteranean, da. Olanele acelea și, în general, volumetrie așa foarte cu suprafețe mari și panta redusă a acoperișului. Încă una dintre vilele, tot așa, din 1941, este la, în interiorul curbei străzii Schelelor. Suntem pe marginea platoului Câmpinei. De aici încolo începe panta terasei Câmpina spre Valea Prahovei, astăzi împădurită, dar pe vremuri, să zic acum un secol, priveliștea nu se mai oprea până la munți, până la Bucegi. După cum vedeți, are o arhitectură interesantă și cu foișorul ăla la etaj, tot așa. Și tot aici, practic, era colonia, așa zisă colonie de funcționari și mai încolo și muncitori. În fine, funcționarii ai societății Steaua Română la Câmpina. Aveau toate facilitățile, baie specială, cum era pe timpuri, clădire separată, terenuri de sport și așa mai departe, curți cu gospodărie, cu tot ce le trebuiau. Deci a existat o viață bună, da, uite, o viață bună, exact, trei ștranduri. În undeva dincolo de acest copac este ștrandul Stelei Române de pe timpuri. Deci aveau toate facilitățile pentru un stil de viață fain, pentru că trebuie să vă spun că în timpul războiului chiar s-a trăit foarte bine la Câmpina, pentru că frontul era departe și până au început primele bombardamente în 43, unul care n-a avut mare succes, din 44 au fost cele mai zdravene, dar până atunci s-a trăit destul de bine la Câmpina, pentru că erau banii ăștia investiți de Steaua Română, care, în fine, în timpul războiului, interesele erau preluate de germani și germanii investeau mult la Câmpina. Deci s-au putut plăti arhitecți pentru arhitectură de calitate, s-au putut face lucruri durabile care se văd până în ziua de astăzi. Vom continua puțin mai încolo ca să vedem și vilele care au legătură cu stațiunea balneoclimaterică, e altă poveste a Câmpinei, pentru că toată această colonie, Hernia, îi se spunea, sau Gahița era numele platoului pe care s-au pus sondele, toată această colonie s-a dezvoltat pe locul unde fuseseră băile Câmpinei, da? Deci a fost stațiune balneoclimaterică în secolul XVIII. Avem și elicoptere. Da. Uite, dacă puteți să vă uitați voi așa, aici avem trei clădiri, trei case tip. Erau pavilioanele băilor. Ele sunt mai vechi de 1890. Deci și aia de acolo și la mijloc s-a transformat mult, dar și cea din dreapta. Cel mai bine se păstrează lemnăria aceea. Deci erau pavilioanele băilor de la Câmpina.
ce au fost vizitate de tot high life-ul din Belle Époque, din vechiul regat. Fiind aproape de stațiunea regală Sinaia, de reședința regală a vremii, principii moștenitori ai regatului României, respectiv Ferdinand și Maria, cuplul moștenitor de pe timpul regelui Carol I, veneau de la Sinaia foarte des la băile din Câmpina, pentru că era microclimatul acesta mai blând, mult mai mult soare decât la Sinaia, în munte, unde e umezeală și frig. Și își petreceau bună parte dintre veri, verile anilor 1890, să zic, în gazdă, nu neapărat la băi, cât la diverse vile ale high life-ului vremii, ale familiilor potentaților vremii. Vom vorbi mai încolo, pe bulevard s-au păstrat două dintre ele. Dar aici erau pavilioanele băilor, unde unde locuiau peste vară, pentru că pe timpurile acelea am găsit în cărțile vremii, de pildă, făceai un sejur nu cu noaptea, nu cu weekendul, ci cu luna. Închiriai cu luna. Bine, cei care își permiteau, vă dați seama. La băi, în general, în inițial, atunci când nu se generalizase turismul de masă, veneau oamenii cu posibilități materiale. Dar și din pătura mijlocie, deci nu doar da. High life-ul. Și aici, printr-o minune a istoriei, s-au păstrat până în zilele noastre trei pavilioane ale băilor, astăzi case transformate de-a lungul timpului. Aici, în spatele nostru, se păstrează elemente mai multe din acea arhitectură specifică balneară a Europei. Nu era ceva propriu al nostru, era inspirat din arhitectura balneară din Europa vremii, din Belle Époque, de la Marea Baltică și din alte locuri. Deci a venit cumva pe filieră germană genul ăsta de arhitectură cu verande deschise, cu lemn, cu elemente pe care le putem vedea și în Sinaia, în multe locuri, și așa mai departe. Pe lângă cele trei pavilioane de aici, pe locul de care am vorbit, era cazinou și restaurant pentru băi, și locurile propriu-zise unde se făceau băile. Se făceau băi cu ape reci, cu ape calde, existau niște izvoare sulfuroase aici în apropiere. Și locul cumva și-a perpetuat funcționalitatea, pentru că Steaua Română ulterior a întreținut băile, dar de la o vreme după aceea a făcut ștrandul propriu, care a funcționat până către Revoluție. Deci în epoca comunistă, toate deceniile comuniste a funcționat ca ștrand, era ștrandul acoperit al orașului, pentru că aveam și ștrand descoperit, tot al Stelei Române, dar în altă parte. Ok. Cam asta e povestea aici. Unde am ajuns? Am ajuns pe bulevard, cum spunem noi câmpinenii. Este o alee de promenadă pe marginea terasei dinspre Valea Prahovei a orașului, cu o istorie lungă, în sensul că inițial în secolul XIX, deci pe timpul acelor băi climaterice, acelui punct balnear de la Câmpina, aici, pe malul, pe muchia terasei dinspre Valea Prahovei, se înșiruiau vilele vremii ale diferiților oameni cu stare, care și-au construit vile să aibă priveliște la Valea Prahovei și la Bucegi. Dacă mergeți cu imaginea după mine, se vede acum o pădure întreagă, pentru că nu mai există priveliștea de la 1900, datorită faptului că după cel de-al doilea război mondial,
în epoca comunismului, aici unde se amenajase un parc cu alei de promenadă și ce punea în valoare priveliștea spre Valea Prahovei, aici, zic, s-a lăsat natura liberă să își facă de cap. Da? Nu s-au mai ocupat administrațiile locale din epoca comunistă de parcul comunal al Câmpinei, că așa era, era comuna urbană Câmpina și era parcul comunal al Câmpinei, ci l-au lăsat efectiv să au lăsat vegetația să crească în voia ei și, în schimb, după atâtea decenii, putem să avem practic o zonă de natură sălbatică în coasta orașului. Are și ea farmecul cu ei, mai ales în zilele astea caniculare de vară, și pentru că e un oraș însorit, Câmpina, avem nevoie și de umbră, răcoare, da, vegetație. Este o zonă foarte plăcută de promenadă. În spatele meu aici se vede sediul central al celei de-a doua companii de care vă povesteam, Astra Română. Deci undeva până în zona aceasta, în sudul orașului, era terenul și fieful Stelei Române, de care am povestit, cu care a preluat și stabilimentele balneare și așa mai departe, iar la nord urmau terenurile Astrei Române, cu vile pentru direcția înaltă, pentru șefii mari, și aici era direcția tehnică a Astrei Române, clădire făcută în etape, începând cu 1916, și care are povestea ei interesantă, pentru că aici s-au început activitățile serioase de cercetare în prospecțiunea geologică pentru din domeniul extracției petrolului și gazelor naturale. Și pe baza cercetărilor care se făceau aici, în sediul Astrei Române, în epoca interbelică, a luat ființă după război, în epoca comunistă, celebrul Institut de Cercetare în Petrol și Gaze, care a făcut istorie decenii bune și care încă există și funcționează și în zilele noastre. În fine, trecând odată cu privatizarea Petromului sub egida OMV și așa mai departe. Deci în anii 40, cum spuneam, datorită faptului că germanii au fortificat bine cu antiaeriană și cu tot felul de lucruri zona petrolieră Câmpina Ploiești, s-au făcut și aceste buncăre, mai ales când s-a apropiat anii bombardamentelor, adică se vedea că urmează bombardamente. S-au făcut tot felul de buncăre cu spațioase pentru protejarea, în primul rând, a angajaților companiilor, dar și a populației, care lucrau majoritatea în domeniul petrolier și era vital să se pună la adăpost de bombardamentele aliaților. Da. Asta este unul dintre martori. Există o rețea întreagă de tuneluri sau de buncăre care ar putea, adică să fie valorificate pe viitor. Ele cu vremea au fost astupate, dar sunt de un mare potențial la adică. Ne îndreptăm ușurel să vă mai arăt și una dintre viluțele epocii aceea de care vă povesteam cu anii stațiunii balneare ai Câmpinei. Da. Cea de aici? Da. Deci viluța asta a aparținut ulterior familiei Lahovari, cunoscută în epocă. Și povestea interesantă este că, cercetând arhivele, am descoperit destul de recent, anul ăsta, că Olimpia Lahovari Arsaki i-a lăsat-o prin testament celebrei prințese Ecaterina Caragea, Olimpia Ecaterina Caragea, despre care au scris, sunt scrise, publicate cărți și în
englezește, da, prin Occident, pentru că ea a adăpostit la, în al doilea război mondial, o epocă ulterioară după ce a fost proprietară în copilărie a acestei vile. La maturitate s-a ocupat mult cu activități caritabile și a adăpostit ăștia căzuți, aviatorii americani căzuți la bombardamente în zona Prahova. Da, au și un monument pe DN. Da, avea conac la Nedelea lângă Ploiești și americanii au botezat-o Îngerul de la Ploiești. Uh-huh. Și a ajuns, ea a ajuns să trăiască la, până la 100 și ceva de ani după a prins Revoluția. Ok, și, tare. Da, a fost foarte implicată în leagănul Sfânta Ecaterina de la București. Da, din Cotroceni, de undeva era. Cred că zona Arcului de Triunf, în fine. Da, ok. Și chiar recent, în ultimii ani, a fost și premiat, am văzut, de președintele Poloniei, postum, i s-a dat o medalie de asta pentru că a ajutat și a contribuit și la ajutarea refugiaților polonezi în război. În fine, a avut o poveste absolut fascinantă de film, efectiv, viața ei. Și am fost șocat să văd că, uite, a avut legătură și cu Câmpina în copilărie, când fusese răpită de tatăl ei și dusă în Occident și după ani de zile familia a regăsit-o într-un orfelinat, o poveste de asta chiar de film. În acei ani, când ei o căutau și nu știau unde a fost dusă de tatăl ei, i s-a lăsat prin testament această vilă din Câmpina, okay. După care, în fine, a trecut și la alții. În perioada interbelică, vila a fost casa de oaspeți a Astrei Române, că se află lângă sediul Astrei Române. Uh-huh. Și aici veneau, era vilă de protocol a Astrei Române la Câmpina. După care comuniștii, ca peste tot cu clădirile valoroase, au împărțit-o în apartamente și așa mai departe. Și astfel încât până ziua de astăzi sunt mai multe, e împărțită în mai multe, la mai multe familii. Ok. De aici vom merge direct să povestim puțin despre rafinărie, care e obiectivul principal cumva al orașului, chiar dacă nu mai funcționează, chiar dacă este într-o stare de conservare, dar a avut o istorie fascinantă pentru că a pus Câmpina pe harta mondială a petrolului. Unde ne-ai adus, că vedem ceva interesant în depărtare? Da, suntem la unul dintre colțurile rafinăriei Steaua Română din Câmpina. Aici a existat, exact lângă noi aici, o linie de cale ferată, încă existentă. Încă există, da. Mai sunt șinele, nu mai e funcțională. Este una dintre primele linii de cale ferată făcute de ingineri români în epoca lui Carol I, 1883. A fost făcută special ca să se exploateze sarea de la Telega. Dacă ați auzit, a existat o salină, cum e la Slănic, okay. Și la Telega, lângă Câmpina, părăsită în 1902, că a fost inundată. Și până atunci s-a exploatat masiv sarea pe această cale ferată. Și pentru că exista calea asta ferată, care trecea prin inima orașului Câmpina, racordându-se la magistrala București-Brașov, lângă actuala gară Câmpina, jos în Valea Prahovei, s-a profitat, compania Steaua Română de la vremea respectivă a profitat de această linie ca să-și facă rafinăria lângă. Pentru că era foarte importantă, da, linia transportului. Avea nevoie și, de expedierea produselor făcute din petrolul de la Câmpina și Buștenari, cu altă schelă celebră pe dealurile din apropiere, în toată lumea, efectiv, pentru că exploatau cu ajutorul vagoanelor și trenurilor cisternă produsele petroliere în toată lumea. Ce se întâmplă? Rafineria a fost făcută în 1897, adică înainte, deci în secolul XIX, practic, de Steaua Română, astfel încât între rafinăriile care încă mai există astăzi, chiar dacă nu e funcțională, nu mai e funcțională, dar între rafinăriile românești care încă mai există, ea este cea mai veche. Și la numai câțiva ani
distanță, în 1904, acționariatul ei principal a fost preluat de germani, de Deutsche Bank, și prestigiul băncii ăsteia, la nivel european, s-a consolidat datorită petrolului românesc și investiției făcute, beneficiilor pe care le-a tras Deutsche Bank de pe urma stelei române. Practic, epoca de aur, de glorie a Câmpinei pe plan mondial în lumea petrolului este deceniul 1900-1910, prelungire până la primul război mondial, răstimp în care rafineria de la Câmpina era cea mai mare și mai modernă din toată Europa. Pentru că atunci, în 1904, Deutsche Bank a investit masiv în extinderea ei, i s-a triplat în 2 ani de zile suprafața, a ajuns până aici la noi, nucleul era undeva mai la marginea orașului și culmea s-a extins mai spre inima orașului, bineînțeles cu tehnologie de ultimă oră atunci, la vremea respectivă. Astfel încât atunci când România a avut șansa fantastică să găzduiască în 1907 al treilea Congres Mondial al Petrolului și a fost cel mai bine organizat dintre toate congresele mondiale ale petrolului de până la primul război mondial, aici au venit specialiști din toată lumea, inclusiv din Statele Unite ale Americii, care au fost uimiți să vadă cum mărturiseau chiar americanii, există mărturia în presa de specialitate petrolieră britanică, deci nu în presa românească, cum că n-au găsit o asemenea activitate științifică de cercetare într-o rafinărie din Statele Unite, cum au găsit în rafineria de la Câmpina. Deci, practic, după ce era cea mai mare și mai modernă din Europa, la nivelul de în domeniul cercetării științifice, se pare că era la nivelul celor mai moderne rafinării din lume. Bun, și vă dați seama că toată povestea asta a generat multă bunăstare pentru Câmpina, ridicarea nivelului de viață, o viață culturală efervescentă, o lume cosmopolită, cum spuneam, și așa mai departe. Principala, de pildă, principala comunitate minoritară din Câmpina au fost germanii, o comunitate foarte puternică în acei ani, până în primul război mondial. De pildă, practic Câmpina era un fief al filogermanilor în primul război mondial, astfel încât atunci când se știe, noi a trebuit să ne retragem în Moldova cu în timpul războiului și am dat foc la resursele petroliere, inclusiv la rafinării și așa mai departe. În vara lui 1917, Câmpina a fost vizitată de Kaiserul Germaniei, Wilhelm al II-lea, și la Câmpina el a fost primit cu pâine și sare și cu multă ospitalitate, nu doar de puternica comunitate germană, dar chiar și de români. Pentru că românii datorau viața lor frumoasă și bunăstarea companiei Steaua Română, care dezvoltase orașul, practic, și prin această rafinărie fabuloasă. Ei, și rafinăria asta, fascinant este că ea a trecut prin ambele războaie mondiale. Dacă vă vine să credeți, în primul război mondial, cum vă spuneam, a trebuit în fața germanilor să nu le lăsăm, când ne-am retras, industria petrolieră în mâini. A fost acel comando britanic care ne-a ajutat să sabotăm efectiv industria petrolieră. Că au pus foc, au incendiat sondele și toate rafinăriile. Și totuși, în continuare se păstrează elemente dinainte de primul război mondial. Deci, după ce că ea a trecut oricum prin bombardamentele din al doilea război mondial și multă lume crede că a fost făcut atunci una cu pământul și nu este așa, bineînțeles că s-au distrus multe elemente, instalații, clădiri, dar foarte multe au supraviețuit totuși.
Deci după ce că au supraviețuit primului, celui de-al doilea război mondial și bombardamentelor, totuși unele dintre ele datează chiar dinainte de primul război mondial și mai supraviețuiseră chiar și acelor sabotări, autosabotări făcute de... Deci a scăpat de primul război, de al doilea război, da. Și atunci de ce nu mai funcționează? Ei, pentru că vă închipuiți că în zilele noastre suntem în secolul 21, cu normele de astăzi de mediu, aha, o rafinerie, okay, în inima unui oraș, nu mai este chestie de fezabilă, n-ar mai fi putut probabil să primească avizele de la mediu și așa mai departe. Deci a trecut, cum spuneam, prin ambele războaie mondiale. Și datorită faptului că în regimul comunist nu s-a investit foarte mult în ea, a rezultat și un avantaj din treaba asta, și anume faptul că s-au putut păstra, conserva, dacă vă vine să credeți, elemente din fiecare deceniu de istorie al rafinăriei, ceea ce este absolut fabulos. Interesant. Undeva în interiorul rafinăriei se păstrează inclusiv unele clădiri de la fondarea ei din 1897. De pildă, uite aici, în spatele nostru, clădirea asta este din 1905, era extracția parafinei. A existat aici, chiar în dreptul nostru, fabrica de parafină ce ținea de rafinărie. Câmpina era, până după 89, era singurul producător român de parafină. Deci activitatea asta cu parafina chiar a fost longevivă, a fost printre ultimele oprite în rafinărie. Și, practic, valoarea ei este dată de... e unică chiar pe plan mondial, datorită elementelor astea care se păstrează din fiecare deceniu de istorie. Adică am făcut research, într-adevăr, și pe rafinăriile din Occident și cele din America. Nu mai există foarte, foarte probabil nicio rafinerie care să mai păstreze, să existe în prezent și să mai păstreze elemente așa din toată istoria ei și atât de vechi, chiar din secolul XIX. Și are un potențial imens de valorificare economică, nu zic turistică. Asta e colateral turistică, dar economică, chiar economică, prin faptul că în aceste clădiri și în toată suprafața asta sunt 15 hectare în inima orașului, prin reconversii funcționale se pot face, li se pot da alte utilități, okay, acestor clădiri, profitabile atât pentru proprietari cât și pentru comunitate, astfel încât să se poată refolosi cele mai valoroase elemente, componente din rafinerie și poate astfel să devină în viitor o atracție fantastică a zonei. Poate să revoluționeze efectiv Valea Prahovei. Cât și ar putea fi o atracție turistică. Asta da, v-am spus colateral, dar nu e neapărat asta scopul în sine. Dar bineînțeles că asta vine după, în mod natural ar veni. Absolut. Okay, dacă s-ar putea realiza un proiect adevărat de reconversie funcțională în spiritul dezvoltării durabile, deci cu gândul la generațiile viitoare, la cei care nu sunt astăzi născuți, să zicem, asta înseamnă dezvoltare durabilă, s-ar face niște lucruri absolut fabuloase. Da. Poate că așa o să fie. Noi îți mulțumim tare mult pentru incursiunea de astăzi în Câmpina, în această parte a Câmpinei, pentru că știm, Câmpina e mult mai mare și sunt multe de arătat. Îți mulțumim foarte mult. Cu drag și vă aștept oricând. Ne revedem cu altă ocazie, cu altă temă din Câmpina. Absolut. Mereu sunt teme noi. Toate cele bune.